tu ne-ai chemat să te urmăm pe drumul credinței și al luminii. Spune-mi dacă mării tale te-a trăit în alianța iubirii. Ca într-o familie să împărțim tot ce trăim, suferințe și greutăți, speranțe și bucurii. Iisuse, tu ne-ai chemat să te urmăm pe drumul credinței și al luminii. Spune-mi dacă mării tale te-a trăit în alianța Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Pământul este plin de îndurarea Domnului, prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile, aleluia! Dragi tineri, celebrăm astăzi a patra duminică a Paștelui. Este duminica Bunului Păstor, duminica rugăciunilor pentru vocații, duminica în care Iisus Hristos ne asigură că El ne supraveghează mereu, nu pentru a ne controla, ci pentru a ne ajuta. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, vrem să recunoaștem că nu întotdeauna am fost bucuroși de această supraveghere, că nu mereu i-am ascultat sfatul lui Hristos. Mărturisesc să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne conducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile cerești, pentru ca și smerenia turmei să ajungă acolo unde a intrat Hristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Dumnezeu l-a făcut pe Domn și Hristos. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare, împreună cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a vorbit. Să știe cu siguranță toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Când au auzit, au fost pătrunși la inimă și au spus lui Petru și celorlalți apostoli, ce să facem, fraților? Petru le-a zis, convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, pe oricât ți-ar chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, dădea mărturie și îndemna zicând, salvați-vă de această generație perversă. Așadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea li s-au adăugat cam 3.000 de suflete, cuvântul Domnului. V-ați întors la păstorul sufletelor voastre. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, dacă suportați suferința, deși faceți binele, aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu. De fapt, la aceasta ați fost chemați, căci Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă exemplu ca să mergeți pe urmele Lui. El, care nu a săvârșit păcat și nici nu s-a găsit în înșelăciune în gura Lui, El care, insultat fiind, nu a răspuns la insultă, suferind, nu a amenințat, ci s-a încredințat în mâna celui care judeca cu dreptate. El însuși, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său,
pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile Lui am fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. Cuvântul Domnului. Păstorul cel bun, spune Domnul, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Iisus le-a zis, adevăr, adevăr vă spun, cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar, dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le conduce afară. Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea. Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor. Iisus pusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înțeles ceea ce le vorbea. Atunci Iisus a zis din nou, adevăr, adevăr vă spun, eu sunt poarta oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. Eu am venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Eu sunt păstorul cel frumos. Nu am greșit, dragi tineri, pentru că este valabilă și această traducere. Frumos este egal bun. Și dacă deseori bunătatea lui Dumnezeu nu ne convinge să credem în El, vă invit ca în aceste minute ale predicii să ne gândim mai mult la frumusețea lui Iisus Hristos ca om Dumnezeu. Așadar, eu sunt păstorul cel frumos. Ce face? Cine este? De ce avem nevoie de acest păstor? Sfântul Părinte Papa Francisc a spus-o în mai multe rânduri că păstorul cel bun simte până și mirosul oilor, știe totul despre oile sale, nu doar numele, ci și locul unde se află, fiecare în parte. Dar oare oile simt mirosul păstorului cel frumos? Și tot Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru mesajul
pe care l-a adresat astăzi întregii biserici, cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Vocații, spune în felul următor: nicio vocație nu se naște de la sine și nu este pentru sine. Cu alte cuvinte, vocațiile se nasc în comunitate, în special în familii. Nicio vocație, așadar, nu este inventată de un individ anume. Nicio vocație nu este trăită pentru sine. Cât de frumos! Nu este vorba, dragi tineri, în biserică, despre un narcisism spiritual. Fiecare pentru el, se adoră pe el însuși. Nu! Dimpotrivă, trebuie să recunoaștem că, datorită altora, acum ne aflăm aici. Datorită nouă, alții, peste timp, se vor afla în biserică. O istorioară ne spune că odată o mamă mai în vârstă a mers în camera fiului și i-a spus: Ionică, repede, trezește-te, este duminică, trebuie să mergi la Sfânta Liturghie. Lasă, mamă, că e de vreme. Mama a plecat. După jumătate de oră se întoarce și spune: Ionică, mai este jumătate de oră și se face ora 11, liturghia poporului, trebuie să mergi la biserică. Lasă, mamă, că mai e timp, nu te gândi la mine, sunt mare. La 11 fără 5, din nou mama în dormitorul fiului și spune: Ionică, trebuie să mergi la biserică, toată lumea este în biserică, tu nu ești. Nu mă duc, mamă, pentru că oamenii aceia nu mă plac pe mine și să știu un secret. Nici eu nu vreau să-i văd. Dacă tu, spune fiul mamei, îmi vei da un motiv, măcar un motiv pentru care eu să merg la Sfânta Liturghie astăzi, duminică, eu merg. Și mama îi răspunde: singurul motiv acesta este, tu ești parocul și trebuie să celebrezi. Evident, este o glumă, dar adevărată, dragi tineri, și anume, nu mergem deseori la Sfânta Liturghie pentru că nu ne place de fața parocului, sau invers. Noi, ca preoți, nu ne simțim bine în compania celor pe care trebuie să-i păstorim. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Se poate întâmpla, ba chiar se întâmplă, și nu în puține locuri. Să fie oare un motiv să nu mai mergem la biserică faptul că avem resentimente sau antipatii? Nu. Aceste greșeli, aceste păcate pot fi depășite. Cum? Prin rugăciune, prin a realiza că Sfânta Liturghie este cea mai frumoasă, cea mai bună rugăciune. O să spuneți, totul depinde de preot. Nu este adevărat. Nu preotul face biserica. Împreună facem biserica. Într-adevăr, păstorul cel bun, cel frumos, cum spuneam la început, trebuie să-și cunoască turma. Ba chiar și pășunea, unde să-și ducă oile. Și când spun pășunea, mă gândesc nu doar la iarbă și la apă, mă gândesc și la acei boscheți prin care se pot pierde oițele. Păstorul cel bun, așadar, are o înaltă îndatorire, nu doar de a păstori, dar, cum ar spune Sfântul Papa Francisc, de a merge uneori și în spatele turmei pentru a ajuta oițele care merg mai încet, mai leneșe, sau pentru a găsi acele oițe care se ascund prin boscheți. Aseară, plimbându-mă pe Bulevardul Copou, am putut observa o clădire cu un cobor de la universitate până la Biblioteca Eminescu, pe partea dreaptă, cea mai stabilă ar părea clădire, dar în același timp cea mai neîngrijită. Este vorba despre sediul Securității din Iași. Dintre toate clădirile de pe Copou, dacă o să observați, aceasta este cea mai neîngrijită. De-a dreptul, în paragină, m-am întrebat, oare ce s-a întâmplat în această clădire acum 60-70 de ani? Știm cu toții că a fost punctul în care părinții, bunicii,
oamenii religioși au suferit pentru Hristos. În acea clădire care era vestită pe atunci în lumină, dar acum este singura din tot copoul în paragină. Și mi-a venit imediat în minte stadionul municipal, tot de pe copou, care sâmbăta viitoare va fi îmbrăcat în lumină. Și nu mă refer la soare sau la lumina reflectoarelor de la televizoare, nu. Mă refer la lumina fericitului Anton Durcovici, la lumina credinței acelor 23.000 de credincioși care și-au anunțat prezența. Iată cum se învârte roata. Cât de mică a rămas acea clădire unde a domnit minciuna și hoția și cât de mare este splendoarea stadionului sâmbăta viitoare. Așadar, vă invit încă de pe acum să vă gândiți, să ne gândim la această lumină care va coborî în mijlocul nostru săptămâna viitoare, sâmbătă. Durcovici, episcop de Iași, păstor autentic, spune Evanghelia de astăzi că păstorul cel bun sau cel frumos este poarta prin care oile intră și ies. Trebuie să înțelegem un lucru. În antichitate, păstorul se așeza la intrarea în staul. Toate oițele intrau și apoi, ca un fel de pod, ca un fel de punte, păstorul se așeza chiar la intrare. Așadar, orice vietate, animal sau om, ca să ajungă la oi, trebuia să treacă peste păstor. Așa s-a așezat Anton Durcovici în 1951, drept punte între lupi și oile sale. Mulți au trecut peste el, dar nu l-au rupt. Dimpotrivă, l-au lustruit, l-au șlefuit și iată-l că astăzi iese la lumină. Adevărul este întotdeauna veșnic și mai înainte sau mai după aceea va ieși la lumină. Nu poate fi închis într-o celulă sau într-o închisoare. De aceea spuneam, biserica nu este făcută doar din episcop și din preoți, este făcută din oameni, indiferent de vocație, din oameni care își trăiesc cu adevărat botezul. Marele Sfânt Augustin, în predicile sale, spunea mereu, sunt creștin împreună cu voi, deși sunt episcop pentru voi. Și îndemna pe părinți, mai ales pe tați, fiți voi, taților, episcopi în familiile voastre. Cât de mare este acest miracol al familiei biserică domestică? Orice familie este o biserică, o particulă a Bisericii Universale. Revenind la episcopul Anton Durcovici, aș vrea să dau un singur exemplu despre puterea de a concentra lucrurile, de a nu se împiedica de nimicuri. În 1949 au venit la el, plătiți de alții, mai mulți catolici din unele sate din județul Bacău, să-i ceară episcopului Anton Durcovici slujbă în limba maghiară. Iar episcopul le-a răspuns, dacă ați fi cu adevărat creștini, v-ați uita în jur și ați vedea cum preoții voștri sunt arestați de securitate, cum eu însumi, peste puțin, voi fi ucis. Și voi cereți liturghie în limba maghiară. Asta contează. Limba. Iată ce înseamnă să ajungi la esența creștinismului, să pătrunzi creștinismul. M-am uitat la pozele de pe Facebook atașate de Acțiunea Catolică, acei 10-15 care au mers cu bicicletele la plimbare ieri și m-am gândit că este o imagine frumoasă aceea a episcopului împreună cu laicii și de partea cealaltă a roatei de la bicicletă. Orice roată are un butuc, dar și spițe. Butucul nu poate rezista, nu poate face nimic fără spițe. De asemenea, spițele, dacă n-au butucul, de ce le legi? De nimic.
De aceea, o repet, episcopul e adevărat, e necesar, dar la fel de importanți sunt oamenii laici. O să spuneți, da, bine, există roți fără o spiță, fără două, fără trei. Și dacă fiecare spiță ar gândi astfel și s-ar rupe, zicând, rămân celelalte, ce-ar face butucul? Ar sta oare în aer? Așadar, biserica fără episcop nu există. Fără preot nu poate exista, dar nici fără laici. De aceea vă invit să considerați aceste lucruri și să meditați asupra lor până la beatificare, ca o pregătire spirituală a acestui important eveniment. Și să nu uităm niciodată, să ne rugăm pentru propriul butuc, pentru parohul propriu. Eu ori de câte ori aud pe cineva că este nemulțumit de preot, îl întreb, te-ai rugat vreodată pentru preotul tău? Și de cele mai multe ori primesc răspuns negativ. Închei cu cuvintele Sfântului Augustin care spune, dacă există oi bune, vor exista și păstori buni, pentru un singur motiv, pentru că păstorii buni provin din turmele bune. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, ale tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu, Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire, dacă vorbim în cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a ținut pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătrunit și s-a îndreptat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a sfânt la cer și a redanat Tatălui și iarăși l-a venit în părere să judece pe cei mici și pe cei morți. A cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred în Duma Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc cum mă trăiesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților. Fraților prea iubiți, Mântuitorul se îngrijește de poporul său, așa cum păstorul cel bun are grijă de turmă. Să ne îndreptăm rugăciunea spre el și să-i cerem toate cele de trebuință pentru suflet și pentru trup. Doamne Iisuse Hristoase, bunule păstor, descoperă-te tuturor oamenilor ca adevăr și drum de mântuire. Te rugăm. Ascultă-ne. Dăruiește-le celor care ți s-au consacrat spre a sluji bisericii și fraților lor prin iubirea statornică și dezinteresată și spirit de colaborare. Te rugăm, ascultă. Inspire-le conducătorilor de țări și popoare respect și grijă față de cei aflați sub oblânduirea lor. Te rugăm, ascultă-ne. Orânduiește ca nimeni să nu fie lipsit de ajutor în primejdii, în necazuri și ispite. Adu-i în staul bisericii tale pe toți cei rătăciți. Te rugăm, ascultă. Apără-ne de toți dușmanii văzuți și nevăzuți. Te rugăm, ascultă. Dumnezeule, Părinte preîndurător, care ai binevoit să ne-l dăruiești pe însuși Fiul Tău, unul născut, pentru a ne călăuzi la mântuire, dă-ne harul să ascultăm glasul Lui și să-L urmăm, ca să ajungem cu toții în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să-ți aducem necontenit mulțumiri prin aceste taine pascale, pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal Hristos Domnul nostru. El nu încetează a se aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața ta, căci, deși jertfit odată, el nu mai moare și, dat fiind la moarte, rămâne veșnic viu. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, presaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Adevărat, sfântești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor să-i zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor să-i zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o răstrâng, Doamne, și învierea ta, o mărturisim. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne învrednici să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ,
ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune împreună: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Acela care i-a suprasat toate păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar sunt mai cuvânt și ceva te mă duci sufletul meu.
Domnul cu slavă, căci Domnul cu slavă, din moarte azi învie. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat. Și moartea, și viața, și moartea cumplițe în fruntară. A raiului poartă, a raiului poartă, deschisă este iară. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios. Tristețea și jalea, tristețea și jalea se spulberă ca vântul. Iubirea și pacea, iubirea și pacea inundă întreg pământul. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat. Să ne rugăm. Dumnezeule, bunule păstor, privește cu îndurare la turma pe care ai răscumpărat-o cu sângele neprețuit al Fiului Tău și binevoiește a o călăuzi la pășunile cerești prin Hristos, Domnul nostru. Centrul Diecezan Caritas organizează cursuri gratuite pentru meseriile de tehnician masseur și îngrijitoare bătrân la domiciliu. Vineri, la ora 19:30, va avea loc o priveghere de rugăciune ca pregătire pentru sărbătoarea beatificării episcopului Anton Durcoviș de sâmbătă, 17 mai. Sâmbătă la stadion, la ora 11, va avea loc marea celebrare a liturghiei de beatificare. Cei care doresc să participe trebuie să aibă bilete de intrare. Dacă mai sunt tineri sau persoane care nu au bilet, pot merge după Sfânta Liturghie la biroul parohial, unde, din câte știu, mai sunt bilete pentru a intra pe stadion. Evident, sunt gratuite. Tot sâmbătă, la ora 19:30, corul de tineri Juvenes Eclezie va susține un concert ca mulțumire pentru darul beatificării. Duminica viitoare, la ora 11, va avea loc în catedrală o liturghie pontificală de mulțumire. Programul liturghiilor din catedrală în această săptămână rămâne neschimbat atât vineri cât și sâmbătă. Mai este un anunț, vă amintesc celor care sunteți tineri sau studiați că vom face împreună cu Asociația Studenților Catolici Iași un pelerinaj la mormântul fericitului Anton Durcoviș la Sighet. Data de plecare 22 mai, nu săptămâna aceasta, cealaltă, după beatificare, joi,
și ne vom întoarce sâmbătă. Înscrierea este de 100 de lei. Cei interesați se pot înscrie fie la mine direct sau la biroul parohial. Îi mulțumesc părintelui postulator al cauzei, episcopului Anton Durcovici, Isidor Iacovici, că a concelebrat această sfântă liturghie și are și un gând, un cadou pentru dumneavoastră. De aceea, imediat după sfânta liturghie, rog corul să nu intre, imediat după ce dăm binecuvântarea, să nu intre cu acel cântec de sfârșit, pentru că părintele are să vă prezinte ceva. Personal, care i-am stat alături ani de zile la această muncă, îi mulțumesc în numele întregii dieceze, în numele dumneavoastră, pentru efortul depus. Este nevoie de oameni care să se implice. În acest sens, este un model. De asemenea, mulțumesc și părintelui diacon Mihai, care a ținut să concelebreze aici, în mijlocul tinerilor, iar dumneavoastră vă doresc o seară minunată și o săptămână plină de roade bogate spirituale. Domnule să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Doi. Vă rog să luați loc. Doar cei care se grăbesc foarte tare au îngăduința să plece. Aș vrea să mă folosesc de un exemplu pe care îl dădea părintele. Sigur, cine se grăbește, da? Dacă nu vă sunt prea pe plac, înseamnă că plecați. Dacă vă place de paroh, atunci mai rămâneți.
Yeah.